Perfect. Salutare la toată lumea, Ștefan, și la proiecte diverse DIY. Haideți să vă arăt o minune. Mai întâi să citim ceva interesant din normativ. O singură frază, că știu că nu vă place cu cititul. Asta de aici. În instalațiile fixe, un singur conductor poate avea atât funcția de conductor de protecție, cât și pe cea de conductor neutru, conductorul PEN. Pe conductorul PEN nu trebuie montat niciun dispozitiv de protecție sau separare, secționare. Da? Scrie în limba română. Avem aici un sistem TNC. Avem trei faze, roșu, galben, albastru, da? RST, L1, L2, L3, ABC, cum vreți să le spuneți. Și pe Mr. PEN, care vine de la TRAF și îl vedeți acolo legat la cutie. Da? Cutia legată la platbandă, da, că penul se tratează, dacă putem, din 10 în 10 metri, din atâta în atâta îl tratăm, da? Centură separată de plecat la mașini, dar sistemul este TNC. Pleacă trei faze, da? Pe cablul ăsta, o să vi-l arăt să-l vedeți ca să înțelegeți, și pen, la fel, luat de la cutie. Bun. În 2018 s-au făcut 4 tablouri. 1 este ăsta. Da? Care vine alimentat de sus, dar tot din cablul ăsta ajunge. Da? Cablul ăsta interesant așa, care vine prin spate, iese acolo, intră aici și are tot un sistem TNC, adică tabloul ăla are, e și pe industrial, da? Nu e în apartament, are bipolare. Nu mai vorbim de valori, că sunt C25, C20, pe 2,5, pe... nu de asta vorbim. Vorbim de profesionalism, da? Avea ce scaute bipolare acolo, într-un sistem TNC, întreb pentru un prieten. Asta odată. După care urmărim platbanda aia. Deci în 2018 au fost făcute 4 tablouri la care, bine, sunt mai multe ele, dar n-am la toate acces acum. La care undeva prin 2020 s-a montat o centrală electrică de 22 de kW, cred. Și abia cei care au montat centrala electrică au adus pe ei pentru centrală de jos, o să vă arăt, mergem în spate la peretele ăsta, da? Abia atunci au montat un PE pe care l-au dus sus și cineva l-a scos la o săptămână și e scos de atunci, mi-a spus proprietarul, ăla nu e legat. L-ați mai văzut într-un film în urmă, că e un fir negru care ajunge albastru sus. Haideți să-l vedem de unde e legat, că și acolo e o struțocămilă. Numai profesionalism. Asta e provizorii, da? E să testăm ceva. Urmează aici un mare tablou. Deci, uite, am tras NYY cu două bucăți, 5x16, 5x10. O să vedeți tabloul, astea dispar toate, ăsta dispare totul, rămâne la muzeu. Cam mari siguranțele. Pentru bara de aluminiu ok, ăla de sus, din ce îmi dau eu seama, este un 50, mai mult nu cred că e, oricum cuprul lui Ceaușescu, deși nu sunt de acord că am avut mare industrie, dar cuprul lui aluminiu lui Ceaușescu, pardon, e mult mai ok decât petardele din ziua de azi. Mult mai ok, v-am spus, am avut o tipografie cu 4x35, care păpa 125 de amperi pe fază, dacă de-aia m-au și chemat, că le sărea generalul un C125, bineînțeles, și avea depășit că de-aia sărea. Și am zis că se iau codul la cablul ăla, că era un aluminiu 35 sau 50, nu mai rețin, am mai zis într-un filmuleț, ăla da cablul de montat. Deci nici măcar nu era cald.
Dar tot după vremea Ceaușescu era făcut branșamentul. Deci aluminiul ăla era altceva. Ăsta din ziua de azi, în afară că dacă îl rotești de 3 ori, îl dai după tambur jos și aia pocnește, e sub orice critică. S-a împușcat aluminiul, dacă l-ai lăsat să joace cu... Hai să mergem în spate la perete să vedeți acolo altă minune. V-am zis, e plin de profesionalism. Papuc 0, asta e platbanda. Aici au luat băieții cu centrala, da? Vine pățeava asta și de aici se duce ăla verde la un vecin și negru e ăla, îl vedeți, da? Deci undeva în țeava asta, abia aștept să o dau jos, dar nu l-am găsit pe vecinul cu ăsta, că nu pot să-i deconectez pe eu așa fără... Nu faceți niciodată treaba asta, da? Nu știi ce are omul acolo, trei oprit la el și după aia. Deci undeva în țeava asta e îmbinată, da? Ajunge aici, unde nu-l găseam noi, că era albastru al dracu și el e negru. Vine de acolo din perete și se duce până sus, unde devine albastru la un moment dat. Are dublă personalitate, e cu două fețe. Uite, aici e albastru și bineînțeles că l-ați văzut în filmul celălalt, e îmbinat cu negru, da? Și dus în tablou și la o săptămână scos. Peste tot, numai bipolare. Deci penul întrerupt, de ce l-a scos, nu știu. De ce l-a scos de acolo. Și uite aia, aia e centrala, partea dreaptă, da? O să vă arăt și centrala, am eu o presimțire, uite și scrie pe ea. Centrală, bla bla bla, alimentată incorrect, cu MYY, care intră în peretele ăsta și se duce peste un tavan casetat. Dar ăsta n-are ce căuta în tavan. Trebuia luat NYY, NIMJ, P2XH, orice altceva, masiv, dus până acolo și făcut ori priză trifazată, ori o doză de legătură. El l-a dus direct până acolo. Sper să nu fie 4. Nu m-am urcat acolo să văd cât e, oricum îl schimbăm dacă avem și timp. Dar oricum trebuie să-l schimbăm, că trebuie să dispară tot aici. Tot mimul ăsta. Reclamele luminoase la fel. Sunt puse pe acoperiș. De ce nu mai merg? S-a dus cu mine până pe acoperiș, doză fără nimic, nicio protecție. La UV, dă-i să meargă, vedem de ce nu merge. Hai să vedem unul din tablouri și centrală. Da? Ăsta e cablu. Ăsta pleacă sus. Trei conductori de jos. Trei faze și unul, scuze. Sau un pen. Și a rămas pen peste tot. Și uite-l că vi l-am mai arătat în toată splendoarea lui, fără niciun fel de diferențial, și întrerup penul de câte ori a putut. De câte ori a putut. C20, C20 sunt la 4000, da? Trebuie să fie 6000. C20, C20. 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Da? Firarea dreacu de Franța. Și seriurile de la nervi nu sunt bune, de la francez sunt bune. Cad pe fizic. Uite. Astea sunt prizele 2,5 C20. Firarea al dreacu de C20. Nu e nimic altceva, nu e niciun consumator. Și chiar dacă ar fi, pe 2,5 vine 16. B16. Feroli, priză, prize, ce diferențial, care e diferențial, deci centrala, Vaillant, dacă nu mai țin minte, 21 de kW. Uite-l pe domnul Mim, da? Trebuia adus aici circuit fix, tavanul e casetat, deci avea pe unde,
circuit cu masiv și priză trifazată, cea mai bună recomandare, da? Da, de ce? De ce aș face treaba asta când, uite ce frumoasă e? Da, o să o desfacem și pe asta să vedem ce legătură are, că oricum trebuie schimbat cam tot, da. Termostat Salus, m-a spart. Da. Cam ăsta e profesionalismul de la noi. Nu, n-am pretenții că lumea chiar nu cunoaște, nu știe ce e TNC, TNCS, când se pune pe ei, când nu se pune. N-avem nicio treabă, doar comentăm, de comentat, suntem number one. Da, și ăsta e rezultatul. Ce dracu să mai faci, ce dracu să mai zici, că n-ai ce să mai zici. Așa am învățat la școală, probabil. Da. Celebru C40 cu conductor de 4, asta e. Da, fiecare să facă ce vrea mușchiulețul lui. E liber, așa mă exprim eu, mai mă apucă dracii mai alea. Ei oricum fac același lucru, nu, oricum nici nu mă interesează ce fac. Atâta timp cât clientul nu cheamă pe cineva să verifice șpaga electricianului, șpaga clientului. Da. Am adus alimentare lui bobiță ăsta mic. Încă nu e conectat alimentarea. Dar i-am pus-o pe aia veche. Pe aia veche, pe care niște electricieni au făcut-o ca și alimentare trifazată și o să vedeți din ce pleacă. Deci cu cât desfacem aici, cu atâta ne minunăm. Bineînțeles că o să trească găurit sus, să băgăm pe nenea NYY, dar haideți să vă arăt din ce vine alimentat. Sau mai bine zis, ghiciți voi cu ce e alimentat tabloul ăsta trifazat. Ia să vedeți. Pe ăla l-am păcălit acolo, pe ăla negru. I-a adus pe aici. Ăsta mai e de băgat. Și el se alimentează săracul de aici. Deci branșamentul trifazat sunt astea trei albe, pe care le vedeți acolo, 2, 4 și 3. Da? Să văd. 3 ori 2 jumate și pleacă din astea. C20. Și bineînțeles, trifazat de sus. Ați mai văzut așa ceva? 3 bipolare și cu 3 ori 2 jumate și avem două de Limano, două aere condiționate de 18 sau 24 de mii, de BTU. Meserie tehalesc, așa ceva. Și mai avem de desfăcut, că încă n-am terminat cu miratul. Trebuie să ne mirăm în continuare. Distracția continuă, dacă avem tavan, putem să punem oricum instalația. Ne tot chinuim la o alimentare acolo, mai puțin important. Dacă îți iei și zoom cum trebuie, un cablu care vine pe acolo și trebuie schimbat, că e mim, futul în cur de mim. Așa. Și am întors capul, să văd și o parte alt ca om. Ia profesioniști, ia instalație fără diferențial, bineînțeles. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă! Asta e bătaie de bat jocuri. Și cum se montează o lampă? Uite așa se montează o lampă. Ha? Ce nu-i frumos? Bani de izolir, roșu cu maro, albastru cu albastru, cu maro, cu verde, cu...
numai critica. Da, corect. Eu știu că pe tavan ai voie să te duci în diagonală, dar poți să te duci și dracu în diagonală, dar prinse calmea, nu aruncate așa, uite, flecbe. Intenc e suport de cablu, uite. N-ai mă frate cu... N-ai așa ceva... Da. Nu, e bine băieți, e perfect. Țineți-o tot așa. N-are rost să schimbăm ceva. Deci, primii pe țară, al doilea pe județ. Uite așa mai aflăm câte ceva. Centrală 21 de kW alimentată cu 4. Mimu venit până Regips. Egipt, vorba lui proasta aia. Și ăsta e zidărie. Vezi? Uite așa mai învățăm ceva. Mimu merge și în zidărie. Și băga frumos țaca-paca în spate. Uite, are și șurbule de prindere. Una, două, trei. Aici n-am mai apucat să pună. Da? Deci merge și tencuială. Băgați-l în tencuială, băgați-l peste tot. Și l-a adus aici, că nu știam de unde este. Și l-a băgat în centrală. Uite. 21 de kW. Ia să-l lăsați la comentarii. Merge. Mim de 4 cu 21 de kW. O merge, n-o merge. Pizda mă-si. E bine că nu s-a topit L3, că dacă s-a topea, se lipea de nulul ăla în spate, uite. Cât de deștept să fii. Ce 40, cablu de 4. Așa și trebuie pus. Luate frumos, dinainte. Uite. 5 G4. Pe 40, pe nimic, pe pus dinainte, fără împământare care vine pe albastru. Of, of, of. Meserie. Da. Unde vezi verde de ăsta, așa se întâmplă peste tot. Nu știu de ce. Caut explicația, dar nu o găsesc. Să fie aceeași școală, să fie... Da.